Bine, am găsit, dragi prieteni, câți ori mai fi fost zilele astea alături de noi. Ne întoarcem, iată, după o perioadă de câteva săptămâni de pauză. De busolat, bineînțeles, pentru că întotdeauna primele manevre sunt și cele mai complicate. Mi-amintesc că așa se inaugurau și gările prin România. Pe vremea lui Ceaușescu, că de atunci nu s-a mai făcut niciuna. Da, când era ziua de inaugurare nu mergea nimic. Nici măcar apă de la țâșnitoare nu puteai să bei. Cușcu, bineînțeles, era închis pentru că de emoție femeia nu se trezea la primele ore ale dimineții. Pierdeai și ziarele cu ocazia asta dacă te focalizai pe gară. Trenurile veneau, dar nu știai la ce peron. Că toate erau vai de capul lor. Cântarul ăla din gară unde se puteau cântări doi copii deodată, că era de la pentru marfă, de la 0 până la 50 n-avea nicio unitate. Ori în 50 de kilograme intrau doi copii, nici ăla nu mergea sau era disponibil, dar încă proaspăt vopsit. Deci nu puteai să-ți pui curul pe el. Și cam în condițiile astea, sigur că demarăm și noi, începem perioada de toamnă, da? Sezonul de toamnă al acestei emisiuni, al 11-lea, al 12-lea, cât o fi, sezon de toamnă, de când ne adunarăm pe aici, cu puținul pe care îl avem la dispoziție în momentul de față. Dar și cu câteva vești bune, pe lângă noianul, sigur, de vești proaste, cu care deja ne-am obișnuit. Am reușit să ajungem până una alta, ceea ce este un succes, e o victorie pentru noi, nu ne-au mâncat câinii. Hai. Pe drum, eu îl văd pe Nelu Barbu acum, să știi, la televizor. Copil de 4 ani ucis de câini, asta va fi. Așa-l cheamă. Tema zilei. Da, nu știu cum îl cheamă pe copil, dar Nelu Barbu vorbește despre maidanezi la ora asta la B1 TV. Mă gândeam că mai fi încă unul Nelu Barbu, că e un nume comun până la urmă, dă-i seama. Câți de ăștia, grataragii de ăștia, nu? Îi cheamă Nelu Barbu, cum se cheme? În orice caz, eu stau destul de aproape de parcul tăi. N-am mai coborât în mlaștina aia de foarte mulți ani, e o mlaștină, parcul tăi, nu se mai poate numi parc și nici lac nu se mai poate numi, apa aia, altădată curgătoare, acum stătătoare, râul Colentina trecea pe acolo, se forma lacul tăi, acum e o mizerie de nedescris acolo, peturi, cum sunt algele la mare, cum stau la noi pe litoral, nestrânse de autorități, așa stau peturile pe apa lacului Tei, la margine, acolo aproape de taluz. În centru sunt plante putrezite. Deci ăla nu poate fi traversat nici cu barca, pentru că te oprești cu barca, rămâi în mijlocul apei, nu mai poți înainta. În toate apele din România sunt așa. Ori la margine, dacă ai observat, este un strat de la de peturi, nu poți trage până la margine lotca sau barca sau cu ce vii, trebuie să sari din ea peste peturile alea. Asta prima chestiune, sau dacă nu se înfundă undeva apa respectivă, tot din acest motiv. Da? Dacă nu sunt chiar la margine unde le vede toată lumea, se înfundă undeva. La un moment dat este o țeavă, o conductă, ceva, s-a spart undeva și acolo s-au adunat respectivele și vezi, de la părul ăla pe care femeile și-l piaptă în dimineața în closet și până la căruța de peturi adusă de țigan și lăsată în mijlocul apei, nu mai trăgea calul. Asta e explicația. De-aia au lăsat-o acolo, nu că ar fi vrut, că ei țineau la peturile alea, le furaseră extraordinar. Deci am aflat acum, apropo de tranzacțiile astea minimaliste, doi români, dar cică nu țigani, traficau copii în sudul Franței și au fost arestați și deja condamnați la 10 ani de pușcărie. 8.000 de euro era perechea, adică gemenii, atât ai vindeau, și un BMW. BMW-ul era un fel de bonus. Mm-hmm. Da? Deci pe 8.000 de euro și un BMW, o rablă de aia la mâna a doua, a treia, ei vindeau copiii. De regulă, copiii erau furați în maternități de către români și vânduți țiganilor francezi sau spanioli sau portughezi, sau neapărat țiganilor români. Atenție! Țiganii, sigur că nu trăiau în condiții mizerabile, așa cum trăiesc ai noștri. Dar traficul era incredibil. Adică ai noștri furau copiii, e mai și făceau. Odată la 2-3 ani, nevasta turna 1, 2, 3 cu biciul lângă ea.
Da, când nu putea, când nu putea să facă tot timpul copii, că asta e, atunci reușeau să mai fure de pe undeva. Incredibilă chestiune. Și au fost în sfârșit arestați mai multe cupluri soțite de prieteni, cât un unchi, cât o mătușă, dintre ăștia care mai făceau și ei menajul, mai zunceau la cumpărături în timp ce ăștia stăteau la furat sau țineau de șase. Bună dreptnicirea. Ei bine, când se întorc în țară, rămân cu căruța în mijlocul pârâului și de asta vedem noi pe Tureu. Asta e explicația oficială. Nu le aruncă nimeni, să știți. În afară de asta, oamenii își mai spală mașinile pe malul lacului, tot pe taluz, sau covoarele. Nu știu dacă mai e la modă să speli covorul pe... Asta se întâmpla pe malul lacului Mori, pe malul lacului Tei, înainte. Erau și niște plaje, să zicem, se mai putea face baie acolo, intrai în apă, notai un picuț, trecea un cadavru de cal pe lângă tine, aluneca așa, pe ochiul apei, sau clăbuci, te trezeai înconjurat de clăbuci de la detergentul folosit pentru spălarea covoarelor. Ăsta este lacul Tei, sigur, ni se va spune, a fost renovat, parcul Tei arată superb, numele prostului știm că e pe toate gardurile, prostul de la primărie, dar de lac nu s-a putut îngriji nimeni. Două parcuri foarte frumoase în zona aia, parcul Tei, iată leagănul maidanezilor și al peturilor, și parcul Colentina, în centrul căruia tocmai mi se spune că s-a modernizat sălașul de țigani, aflat acolo din timpuri imemoriale. Așa că-s două locuri numai bune de plimbat. Și se pare că o bătrânică și-a plimbat nepoții prin parcul Tei. Fiind bătrânică, i-a scăpat din ochi. Nepoții s-au îndepărtat. La un moment dat s-a întors unul dintre ei, nepoțelul mai mare de 6 ani, punând că pe fratisul în vârstă de 4 ani l-au prins câini. Și l-au mâncat până să ajungă a la fost fața așa locului. E un fel de Hansel și Gretel modern, nu? Asta, la ea nu era chiar cu mâncatul, se pregătea așa acolo, din câte știu eu, vrăjitoarea aia, scorpia aia, să-i mănânce pe copii. Cam asta e, la Hansel și Gretel modern, tată, nu mai stai să te pună la slăbit, la îngrășat, mai știu unde îl ținea pe ăla acolo. Și-a prins, tată, te-ai dus dimineața și te-ai întors numai cu unul, dar unde e celălalt? A rămas în boschet, lasă, nu-i nimic, lasă, noi să susținem cauza în continuare, pentru că au și câinii ăștia, nu-i așa, dreptul la viață, așa, nu-i așa. Cum spunea Brucan, așa, nu așa. Vezi, a avut ghinion vrăjitoarea, pentru că ea n-a avut ONG-uri care să o susțină și, din câte mi-amintesc, a luat-o pe coajă. În povestea lui Hansel și Gretel, câinii maidanezi au, fraților, sunt aprig susținuți și de primărie, să știți, și de ONG-uri. Costă foarte mulți bani să gospodărești, să gestionezi problema asta a câinilor maidanezi, pe care evident nu o gestionează nimeni. Dacă mâine i-ar strânge pe toți, lucru care s-ar putea face, fără prea multă zarvă și fără prea multă cheltuială, nu s-ar mai putea cere bani. Din banii publici, din fondurile publice sau din cele ale Comisiei Europene. Cu alte cuvinte, funcționarii însărcinați să se ocupe de chestiunea asta, n-ar mai lua salariile, iar ceilalți ONG-știi, la fel, n-ar mai putea să pape fonduri. Dacă a dispărut problema, pentru ce-ți mai cer bani? Așa că nu vom scăpa niciodată de chestiunea asta. Nimic nu se va rezolva în România tocmai în aceste motive. Orice fel de problemă, mai mică sau mai mare, este o sursă de venit pentru escroci. Nu vă mai plimbați cu odrazele prin parc, ce să vă zic, că e mai sănătos. Sau angajați-vă bodyguards. Bodyguards cu 4 picioare. Da, este și varianta dacă nu le puteți face, pentru că poate omul n-are bani, n-are resurse, n-are cunoștințe, n-are tupeu. Mâncați-vă, copiii. Mâncați-i voi. La un moment dat de foame, până la urmă, tot acolo se va ajunge. E mai simplu. Și măcar continui proverbul românesc, eu te-am făcut, eu te-am omorât. Ai văzut sau, că nu mai e valabil. Sau eu te fac, eu te omor. Da, astăzi este, eu te-am făcut, te mâncă câinii. Da? Ăsta e proverbul, dar dacă totuși nu se poate, atunci omul ar trebui, în ultimă instanță, să și mănânce ei. Prin urmare, asta va fi știrea zilei. Vă veți putea amuza toată ziua dacă veți urmări posturile noastre de televiziune. Iarăși o să apară Madame Sopeasca. Pe ea n-o mușcă, bineînțeles.
O să apară probabil tot felul de neisprăviți care lucrează pe la asociații tip Cuțu Cuțu Miau Miau. Iarăși vor plânge de mila bietelor animale sau poate că n-or să apară astăzi așteptându-se la un val îndreptat împotriva lor. Dar în zilele următoare cu siguranță o să-i vedem pe toți. Iarăși Oprescu va promite că se va ocupa de probleme. Vine aia, actrița aia, cum o cheamă, Monica Davidescu. Vine aia iarăși cu un câine în brațe. O să spun, vedeți ce drăguț e, ce frumoși sunt. Noi suntem niște bestii. Noi nu știm să avem grijă de ei. Ei n-au, săracii. S-a simțit atacat. Probabil că l-a înjurat copilul ăla de 4 ani. Asta este. L-a înjurat pe câine și câinele, sigur că nu poate să fie umilit. Trăim totuși într-o societate liberă în care umilința nu trebuie să fie pe placul sufletului. Și atunci câinele a ripostat. E vina, bineînțeles, a mamei copilului, care de la vârsta de 4 ani l-a învățat pe ăla, dacă nu se înjure, măcar să urle. Da? Nu este vina. Copilul n-avea deci cei 4 ani de acasă. Practic, nu-i avea. Că dacă i-ar fi avut, ar fi protejat câinele. Dimpotrivă, ar fi făcut tot posibilul ca acest lucru să nu se întâmple, dimpotrivă. Și ar fi mușcat el mama, numai să nu-l muște câinele pe el. Sau așa mai departe, sunt o sumedenie de variante. El l-a pus practic pe câine în situația cea mai penibilă. Se știe, câinele recurge la a omorâ un om în ultimă instanță. Așa a fost cu japonezul ăla. Întâi l-a întrebat câte limbi știe, în ce continent e. Nu cumva să credeți că a sărit pe el direct, să n-a, au suflet, bă, așa ni se spune tot timpul. Sunt și ei niște suflete pe străzile astea pustii. Câinii ăștia ai noștri, da? Oh, dacă am ști și noi cât suferă ei, săracii. Și ce vină au? Și așa mai departe, o litanie dintre asta întreagă, bunătatea sufletului canin. Să luați, să citiți, că trebuie să fie prin librării, dacă nu prin anticariate, să găsiți astea despre jalea sufletului câinesc. Să vedeți acolo câtă dreptate au ei și câtă nedreptate au oamenii. Sufletul ăsta hain al omului și care la un moment dat se transmite răutatea asta, ei văd răutatea omului, știi, și atunci împrumută de la el. Dau înapoi răutatea, o iau cu împrumut. Dar în timpul ăsta cât o țin împrumutată, uite că mai fac și cât un pocinog. Așa, să-i lăsăm pe alții să latre toată ziua și noi să ne întoarcem la ale noastre. Am înțeles că a lătrat mutul un vestiar la Ajaccio și a lătrat așa de rău la Ravanelli că i s-a învinețită lui ea. Ochiuci că suporterii sunt de partea lui Mutu. Așa se zice în presa de la noi. Nu știu dacă e adevărat. Sau nu, nu prea lânghit pe Ravanelli, considerând că echipa joacă prea defensiv. De când a venit ăsta. Nu joacă nimic, de fapt. Nu juca nici până acum. Trebuie lămurită chestiunea asta, dar nu e cazul la Ajaccio. Cazul general al echipelor mici. Când n-ai cu cine să joci, poate să fie antrenor oricine. Ajaccio nu joacă defensiv. Nu joacă nimic, de fapt. La Sochi, meciul ăsta care l-au avut sâmbătă seara, nu joacă nimic. Ei au avut 4-5 ocazii monumentale. Aia nu înseamnă joc defensiv. Sochi stând în Bacambu, un atacant care ar putea să joace și la Chindia Târgoviște. Deci nu e nicio șmecherie. Face ce poate și Ravanelli. Eu zic că, dimpotrivă, la capitolul de mobilizare e mai bun. E mai bun decât cei care au antrenat pe Ajaccio în ultima vreme. Așa că nu asta e problema. N-are însă material cine să joace. El l-a scos pe Mutu prin minutul 50 și ceva la Sochi. Mutu nici nu s-a atinsese de minge, ce a fost absolut nul. Și l-a băgat pe Lan, care nu e atacant. Deci în momentul ăla, scoțându-l pe Mutu, el nu mai juca cu nimeni în față. Asta nu înseamnă că nu avea ambiții. Zic, l-a băgat pe altul, pe, nu știu, Bergazuani sau care, Viara ăla, care a jucat în față după aia în locul Mutu. Dar aia nu sunt atacanți. Sunt jucători de culoar, care în fotbalul de astăzi nu se mai numesc atacanți. Deci, la materialul pe care îl are Ravanelli, face ce poate. Deocamdată Ajaccio a făcut 2 egaluri în deplasare în 2 etape, ceea ce nu-i puțin. Și între ele egalul de la Paris Saint-Germain. Remarcabil. Iar pe teren propriu,
Într-adevăr, n-a reușit să câștige niciun meci, dar nici n-a fost ușor. Ăla cu Saint-Étienne era destul de greu, că la vremea respectivă era încă în formă. Și a făcut un egal cu Nice, iarăși echipă peste nivelul lor. Da, eu ce am văzut mă surprinde asta cu Mutu. Am mai auzit-o și pe la televizor. El a ieșit aproape decent de pe teren. Asta am văzut momentul. A părut ușor intrigat, dar nu și-a exprimat mânia asta pe față. L-a întrebat ceva pe Ravanelli când a ieșit de pe teren. A spus două vorbe, dar nimic ieșit din comun. Păi aia s-a mai întors o dată, s-a uitat pe Stella. Nu era fața aia cruntă a lui Mutu pe care o știm noi în țară. Un pic grăsuț, așa, nepregătit, să vedea pe vădă. Nu știu ce s-a întâmplat în vestiar, dar nu cred că se poate contesta deocamdată alegerile lui Ravanelli. Mutu are noroc. Atenție! Sunt două motive pentru care el ar trebui să fie mulțumit. Unul este faptul că Ravanelli îl cunoaște din campionatul Italiei. Mutu și-a desfășurat practic toată cariera lui în Italia. Ravanelli de acolo îl știe. Și în al doilea rând că se înțelege cu el în limba italiană. Deci, sigur, practic e aceeași chestiune care împărțim în două puncte. Asta, că vorbește limba lui și că a jucat în campionatul Italiei implicit. Dar dacă nu avea acest statut, Mutu nu prindea echipa la Ajaccio. Dacă el ar fi jucat, să zicem, în campionatul Olandei sau al Belgiei și venea acum, înainte să fie numit Ravanelli, să zicem, n-ar fi prins până acum niciun minut, întrucât el nu se pregătește, e sub ceilalți colegi de-ai lui la capitolul fizic, n-ar avea nicio treabă cu jocul. Ăsta îl știe că a jucat în Italia și știe că acolo Mutu a fost bun. La un moment dat era star în campionatul Italiei. Asta îl ține pe el încă vreo două etape, că după aia dacă joacă în ritmul ăsta, sigur că își va pierde locul. Bună ziua! Salut, băieți! Salut, salut! Mă bucur că ați intrat în vacanță exact când începuse ligionarea asta la televizor. Ați plecat din țară, poate, în vacanță și aveam o rete și v-ați fi copit acum cu doi rugi. Ne-a disperat televizorul. Da, ăsta am înțeles că a fost subiectul. În cele două săptămâni s-a discutat despre individul ăla de la Sibiu, Cioabă. Da. Individul ăsta. Dom'le, nu trebuie să ne mirăm. Am mai, nu știu dacă am mai povestit noi chestiunea asta. Cam de la jumătatea anilor 90 încoace, îmi spunea asta și un prieten, nu cu mult timp în urmă, s-au primit foarte mulți bani. Mai întâi de la Comisia, de la Consiliul Europei, ulterior de la Comisia Europeană, pentru promovarea minorităților. Până aici, nimic în neregulă. Se pare că pentru promovarea intereselor minorității țiganilor s-au primit chiar foarte, foarte mulți bani. Și uite așa, în timp s-a creat reflexul ăsta. Cum apare o știre legată de ei, cum explodează, bubuie se face din ce în ce mai mare, se extinde, începe expansiunea. Cam cum e expansiunea universului, cam așa s-a expandat și problema asta. De-aia sunt atât de intens promovați și... Și ați revenit exact ca să sunt atât la nenorocirea cu copilul ăsta. Am putut pe canalele astea de știri, așa, știți de știri. Păi tot vorbea că îl poate pe copilul ăla sărac până la urmă din ovacită. El a fi provocat frică. Pe ce mă bunica aia i-a adus nepotii în junglă să mănânce tigrima. A ieșit în spatele blocului, cum face fiecare. Mă întreb și eu exact cine la Radu mai devreme vorba din gură, chiar voiam să, dacă aș putea să-i pun o întrebare lui Monica aia, David de factor, ce s-ar face ea, săraca, cum s-ar întoarce acasă de la slujbă, la urmă cu copilul ei a murit. Nici asta nu trebuie să ne surprindă. Unii o fac din lașitate, alții din interes, alții din prostie. Păi cum să ții partea câinilor, nu să ții partea oamenilor? Eu nu înțeleg chestiunea asta. A fost mișcat asta iarnă de tine și doctorul de la Comisia m-a întrebat dacă cunosc câinele. Sau de ce nu l-am prins să-l duc acolo? Ce să fac, mai cunoște o dată? Da, sunt niște proști ăștia, cu toții. Hai să fim serioși. Monica Davidescu, ia, o sfătuie să iasă un picuț la plimbare seara, prin sectorul 2, de pildă. Ăsta e infect din toate punctele de vedere. Toate sectoarele este nenorocire. Da, ia plimbă-te tu seara, doamnă sau domnișoară. Plimbă-te seara prin zone cum ar fi Piața Obor,
dau și eu câteva exemple. Parcurile, Mlaștina, care se numește Parcul Tei, Parcul Țumbuita, străzile lăturalnice, da, ia-le la rând așa, ia plimbă-te tu să vedem dacă reușești să scapi nemușcat. Că... un ciclist amator cred că face cu brio la Tour de France dimineața, nu pedalează de când vrea, pedalează repede ca să nu prindă câinii. Eu nu înțeleg, dacă tot iubesc așa de tare animalele astea, de ce n-au grijă de ele? Că primesc papă destui bani pentru asta. De ce nu înființați niște adăposturi pentru ei? De ce nu-i țineți acolo? Cine vrea să se duce acolo și ia câine? Nu i-am reținut numele, a vorbit mai frumos și a zis că sunt în jur de 60.000 de câini în București. Eu zic că poate să mă amuz. Pentru fiecare câine am trebuit să aloce cam 2 metri pătate. Asta ar fi suprafața Giurgiului. Da, am vorbit despre ăștia oricum, merită să-i băgăm prea tare de seamă. Chivul exact acum s-a operat, este în tratament exact când a început campionatul. Sperăm că o să revine că, da, după pauza de iarnă, când are rost să se grăbească, vine să vin sărbătorile. Tocmai acum când ar fi avut nevoie națională de el. Da, bine că nu s-a... Ah, stai că nu mai e la națională. La fi presa la fiind. Exact când a început campionatul. Nu mai știu cum arată. Și era doar seară, chiar îi vedeam favorit pe OM, vârstul, a ajutat de copii. Exact în partida în care conta mai... Da, au jucat bine cât m-am uitat eu. Eu zic că exact partida care era, putea să facă diferența între OM și Monaco, în echipă nou promovată, chiar dacă a adus mulți jucători. Na. Noi cât am fost eu lângă ei, era 1-0. N-am ce să reproșez. Am câștigat primele 3 meciuri, am fost acolo, am venit acasă, al patrulea meci am prins o repriză, i-am bătut și pe ăștia, ce vrei bă? Am stat și eu deoparte 45 de minute și mi-a spus ăla în cască că s-a terminat. Da, asta este. Deci n-aveam, băteam pe oricine în lume dacă eram acolo lângă televizor. N-am mișcat Monaco în prima repriză. N-au tras niciun șut pe poartă Monaco, că avem statistica în prima repriză. Au avut niște ocazii, vreo 2 ocazii mari la început, dar n-au tras pe poartă. În ritmul la care s-a jucat, scorul era logic la pauză. Voi m-a jucat bine din minutul 20, minutul 45. A jucat mai bine decât în primele 3 etape. În momentele alea, Monaco o subțire, într-adevăr, echipă subțire, dar repriza a doua, odată întorși de la pauză, au fost câteva erori dintre astea tipice, de altfel nu așteptam să vină. Sigur că în ansamblu Monaco 170 de milioane de euro a investit în vara asta, OM e pe la 20, înainte să-l ia pe Tovan. Hai să nu fim tâmpiți acum, e logic să ne facă, da? Deci dacă Paris Saint-Germain ne bate de 2 ori campionatul ăsta, Monaco ne bate de 2 ori și în rest îi căsăpim pe toți, e ok. Dar noi nu trebuie să pretindem la astfel de echipe, că astea sunt net superioare. Păi numai Falcao face cât tot lotul OM, ce dracu. E logic, dacă l-am fi avut și noi pe Falcao, da, ne băteam la campionat, dar nu-l avem. Eu mă refer la echipă, ca echipă, egal era ca o victorie pentru ei. Da, nu știu, eu ți-am spus, eu ce am văzut în prima repriză, doar n-am văzut-o. Ce am văzut în prima repriză, scorul era corect, 1-0. Au bătut după pauză, da, asta e. Nu, nu, n-am, am înțeles că au jucat rău în repriza a doua, da. Ok, mulțumim. Unii s-au distrat uitându-se la meciurile de Premier League. Distracție mare oricum în săptămânile astea cât am lipsit noi, pentru că au pornit la drum campionatele. Pe mine mă enervează, în schimb, chestia asta, perioada de transferuri care se tot lungește, încă puțin și va dura 365 de zile din 365, tot sezonul, practic, se vor putea face transferuri. Se pare un picuț pentru suporterii, în primul rând, mi se pare revoltător. Adică
pleci cu Christian Bale, cum îi zicea Alex Ferguson, la drum în prima etapă și în a treia deja nu-l mai ai. Asta nu prea e corect. E un picuț bătaie de joc, așa, la adresa fanilor. Nu înțeleg de ce nu se poate opri perioada de transferuri când pornește campionatul respectiv. Acum nu încep toate în aceeași perioadă. Asta ar trebui să fie regula. A început campionatul Franței, gata cu transferurile, Gogule. S-a terminat. Așa încep cu o echipă și termin cu alta, nu mai știi cine joacă pentru tine și da, cine e nu. Aproape inevitabil. Sunt foarte puține echipe care încep campionatul cu un lot și termină perioada de transferuri cu același lot. Nu cred că există niciun caz, întrucât în ultimele zile, astăzi e ultima zi de mercato, se fac enorm de multe transferuri. Sunt echipe, Rennes și Liverpool, am înțeles că sunt în momentul de față echipele care dețin recordul, care au reușit să transfere 5 fotbaliști de ieri până azi. Deci, așa se face în ultima zi și ziua este de-abia la început. Vă amintesc că vor veni informațiile și la 4 dimineața încă, pentru că până la miezul nopții se semnează. Deci, multe se vor semna în ultima clipă și pentru că la ora aia sunt mai rare totuși informațiile pe fluxuri, unele vor deveni abia dimineață, mâine dimineață, încă vor apărea știri ca semnata seară până să nu se predea. Știu faza cu Pascal Numa, e celebră, când a semnat la OM pe vremea lui Tapie, descălecatul al doilea în 2001, a semnat la 001 Pascal Numa. Și n-a mai putut să fie înregistrat ca transfer în mercato. Noroc că în Franța există regula cu un joker. Numai că jokerul ăsta nu poate să fie decât de la ei din campionat. Deci Gareth Bale, de exemplu, n-a mai putea să semneze în Franța după miezul nopții astăzi. Dar un jucător din campionatul intern, de exemplu, dacă OM îl ia pe Gomis după miezul nopții astăzi, nu contează. Chiar dacă el nu poate să fie omologat în perioada de transferuri, intră în zona de joker. Un club din Franța are voie să achiziționeze orice jucător din campionatele interne, indiferent care divizie, până la începutul perioadei de mercato din iarnă. Deci până pe 31 decembrie la miezul nopții au voie să mai facă un transfer de ordin intern. Înțelegi? Deci dacă era, cum a fost cu Numa, l-au trecut la joker, numai că aia înseamnă că nu mai ai voie la alt joker. Deci toată perioada aia de 3 luni tu nu mai puteai să achiziționezi dacă l-ai luat deja pe ăla. Numai unul ai voie, indiferent că de ce natură este, medicală sau de alt tip. Deci așa se practică. În alte țări să nu există chestiunea cu jokerul și atunci totul trebuie făcut până în această seară. Nu l-am mai auzit pe Călin Mateș zilele astea sau m-am făcut că nu-l aud. Până la urmă, iată că Gareth Bale a făcut ce nu trebuia să facă și a pus toți fanii lui Tottenham în cap. Sfârșit urât în foiletonul Gareth Bale. L-am văzut cu ventuzele alea la vizita medicală la Real Madrid. Nici n-au luat foarte mulți bani pe el, 84 de milioane de euro. Restul sunt bonusuri pe care Real Madrid nu le va face. Ei nu câștigă campionatul cu Carlo Ancelotti. Stați liniștiți. Și dacă nu iau titlul, sunt niște bani mai puțini care intră în vestieria lui Tottenham. Deci suma pe care Tottenham a luat este de 84 de milioane, nici vorbă 100. Cât se zvonea, 91 cu tot cu bonusuri. 7 milioane sunt bonusuri, nu știm exact. Poate știe Călin Mateș, dar informațiile care ajung în presă nu sunt întotdeauna cele reale. Pe cât se întinde această perioadă de bonus, în fine, hai să zicem că mai câștigă câteva milioane acolo, dar măcar să fi fost cel mai scump transfer din istorie, care rămâne al lui Cristiano Ronaldo, 96 de milioane de euro. Deci dacă ar fi fost Bale la 100 de milioane, cum se vorbea la un moment dat, tot ar fi fost ceva. Că măcar s-ar fi fălit Mateș cu chestiunea asta, uite, m-am dat cel mai scump jucător din toate timpurile. Ar fi fost util Gareth Bale ieri în meciul cu Arsenal. Uite că nu l-au mai avut. Proaste și cluburile astea. E, ok, ai rămas, ai luat acum pleașca asta de bănuți și mai ai timp să astăzi să mai achiziționezi ceva? Nu mai ai timp. Da, îngrași porcul în ajung, cumperi 5 da. Loaze, poate nimerești un jucător mai acătări, în rest nimic. Și pierzi. Da? Știm cine conduce clubul, Tottenham îl cheamă Levy. Pentru ăla tot ce sare de 70 de milioane e de nerefuzat. Firește că-l vinzi. Alegere proastă făcută și de Gareth Bale. Eu nu m-aș fi dus la Real Madrid. De ce să te duci la o formație de-asta în care, pentru care joacă numai super vedete?
ca să-ți fie mai greu să-ți faci loc, să se schimbe antrenorul, în fiecare sezon să ai alt antrenor. Vezi, știe că ăștia de la Real Madrid nu-s mulțumiți niciodată de manager. Iar schimba ar pune câte 2 sau 3 pe sezon dacă ar putea și nu s-ar înfuria suporterii. Trebuie să faci tu altă alegere, nu știu, unde să te duci. O, du-te în Spania, poftim, dar alegeți o altă echipă, nu Real Madrid sau Barcelona. Arată acolo de ce ești în stare. Nu înțeleg atracția asta irezistibilă. Real Madrid nu se poate refuza. Nu există niciun fotbalist pe lumea asta care să refuze Real Madrid-ul. Chit că odată ajuns acolo, freacă banca de rezerve și nu se mai ridică niciodată de pe ea. Nu e o alegere bună, nici clubul Tottenham Hotspur n-a câștigat mare brânză. Hai să fim serioși, câți bani iei din drepturile de televizare, puteai să trăiești și fără suta aia de milioane sau mai puțin. În orice caz, urât din partea celor de la UEFA, urât gest făcut la adresa suporterilor. Am crezut că e doar un experiment, o să țină o vreme după care se va renunța la el, dar văd că nu. Se tot lungește perioada de transferuri și nu-i corect. Nu-i corect nici măcar pentru fotbaliști, chiar dacă ăia sunt destul de bine plătiți să tacă și să înghită orice. Încep și tu, te-ai integrat, s-au creat niște relații de joc, te-ai împrietenit cu unul dintre fotbaliști, dispar. Peste noapte te trezești singur cu toată responsabilitatea pe umerii tăi. Tu, de unde erai cu 2 sezoane în urmă prospătura, acum ești veteran. Pe ce asta? Nu prea e în regulă. Poate vor reveni la sentimente mai bune și se va încheia logic perioada de transferuri atunci când va debuta sezonul. Uite, eu mă uit acum la Sky Sports. Mi-a trimis un prieten un link. Foarte bun, e free. Domne, pe burtieră numai transferuri. Așa. Urg transferurile și nu se mai opresc. În Anglia cel puțin se face unul pe minut. Deci ori îngrășea, frate, porcul în ajun. Bine, o să ne explice Călin că mai ieftin, că nu știu ce se întâmplă în ultima clipă. Dar mie mi se pare o prostie. Nu transfer nimic 3 luni și dintr-o dată îți iei 10 fotbaliști. Ce-i asta? Dar de ce te-ai hotărât tocmai în ultima clipă? Ăștia de la Liverpool, de pildă, au, cred că 6 bucăți numai pe ziua de astăzi și vorba ta încă nu s-a încheiat. Suntem la jumătatea zilei. Mai avem. Pentru că astăzi nu s-au apucat de la 7 dimineața. Dar liniștit, de-aia spun că suntem la jumătate. Marea masă a transferurilor de astăzi se fac după această oră. Păi în Anglia e de-abia ora 14. De ce îngrașe ăștia porcul în ajun, Căline? Pentru că se poate. Asta e clar. În primul rând au cu ce. Sunt foarte mulți bani. Vreau să vă spun că s-a depășit suma record cheltuită într-o perioadă de transferuri în Anglia în această vară. Este într-adevăr suma record cheltuită într-o fereastră de transferuri. S-a trecut de 520 de milioane de lire sterline cheltuite de echipele din Premier League în această vară. Băi, câtă lăcomie. La fel de lacom, înțeleg că au fost și cu noi, au cerut prea mulți bani și cei de la Digi n-au avut să plătească pentru Premier League, las că au pentru Mitică. Tu e mai complicat să știi că nu negociază Premier League cu România. Negociază o firmă din Spania care a cumpărat aceste drepturi pentru România și pentru Spania în februarie. Țin minte și am văzut și un articol dat cu declarațiile președintelui, șefului care conduce interesele și destinele drepturilor de televizare în Premier League, Richard Scudamore. El spunea în februarie că este încântat de faptul că această companie MMS, așa se numește ea, multimedia, ceva de genul ăsta e numele, a achiziționat drepturile de televizare pentru Premier League, începând cu sezonul 2013-2014 și fiind pentru 3 sezoane drepturile la ei până la finalul 2015-2016. Da, păi să strălămurim. În România nu se mai transmit pentru că am înțeles că 25 de milioane de euro ar fi prețul. Ăștia cer acum într-adevăr românilor cât da, vor ei. Exact, 25, Digi plătea 8 milioane de euro pe sezon pentru campionatul Angliei. De la 8 milioane s-a ajuns la 25. Am înțeles că această ofertă absolut logică până la urmă și firească a englezilor a venit însă cu o singură zi înainte de începerea campionatului. Ăștia sunt neprofesioniști de la Digi. Evident că nu trebuiau să se ajungă, trebuia să ajungă la această situație ca ei să stea încă din certitudine cu o zi înainte de nouul sezon. Dar și atunci le-a fi venit chestiunea. Deci nu sunt șanse ca vreo televiziune din România
și aici deschid o paranteză, o să o închidem imediat, să poată să transmită în acest sezon Premier League. Canal Plus, spuneam înainte să plecăm în vacanță, plătește 100 de milioane de euro în fiecare sezon pentru a transmite Premier League. Deci acesta este prețul cerut pentru Franța, 100 de milioane. România cumpăra Premier League cu 8 milioane de euro. Evident că nu e normal. Da? Tu putând să transmiți 10 meciuri contra 8 milioane de euro, cât putea să transmită și Canal Plus contra 100 de milioane de euro, doar pentru că piața din Franța este într-adevăr cea mai selectivă și cea mai productivă din Europa, iar piața din România este un căcat. De asta era această diferență de sumă. Numai că englezii și-au dat seama până la urmă că totuși 8 milioane în plus sau în minus pentru ei nu contează și că dacă vor ai noștri într-adevăr să transmită acest campionat premium la televizor, trebuie să bage mâna în buzunar. Evident că televiziunile din România în momentul de față nu merită să transmită Premier League. Este un campionat peste pălăria televiziunilor din România, asta este evident. În Franța, apropo, toate cele 10 meciuri din Anglia sunt televizate, deci ca să știe toată lumea, da? Și Canal Plus transmite contra 100 de milioane de euro pe an toate cele 10 meciuri, adică să înțeleagă bine și cei de la DigiSport, 300 de milioane de euro dă Canal Plus ca să cumpere acest pachet pe 3 ani. Deci 100 de milioane pe an, nu pe pachet, 300 pe pachet. Da? Digi... O să vă spun că dau englezii. Cât dau englezii? BT Sport, împreună cu Sky Sports, au cumpărat drepturile pentru aceleași 3 sezoane, începând cu acest an. Da. S-au plătit 3 miliarde de lire sterline pentru 3 ani. Corect. Păi cum să mai dai tu, mă, băiatule, 8 milioane? Acum, de asta ziceam că deschid o paranteză, întrucât am înțeles că în Grecia, OTE ăștia care sunt și sponsorul Rom Telecom, prin Rom Telecom țin televiziunea Dolce Sport, OTE ăștia ar deține drepturile în Grecia pentru campionatul Angliei contra unei sume mai mari decât cea pe care ar trebui să o plătească Digi la noi, adică peste 25 de milioane. În Grecia drepturile televizare sunt și mai scumpe decât în România. Nu știu exact care e suma, probabil undeva la 30-35 de milioane. Ori acest OTE ar fi plătit și distribuie în Grecia campionatul Angliei. De aici se pare că s-ar fi deschis o portiță pentru Dolce Sport, care încearcă să îi sensibilizeze pe ăștia, pe englezi, prin, fac un fel de barter cu, prin OTE ăsta, să transmită și în România, evident nu pe gratis, dar nu pe 25 de milioane de euro, încercând la mica tocmeală să le spună englezilor că uite, dacă grecotei dau în Grecia 35 de milioane pe Premier League, n-ar putea, mijlocind încă doar vreo 10 milioane, să-l dea și în România? Asta e discuția care se poartă acum. Mai e ceva. Multimedia Sports Group, ăștia care au cumpărat drepturile pentru România și pentru Spania de transmiterea a meciurilor din Premier League, nu cred că sunt englezi. Ei cred că au sediu în Barcelona. E vorba de o firmă intermediară cu englez, care negociază România. Așa e. Eu zic englezi în general. Deci ca reprezentanța, societatea aia mamă care... Exact. Pot să nu fie englez, bineînțeles, dar asta e ca și team aia cu care negociezi drepturile pentru cupele europene. Dar n-are importanță ce nație sunt, pentru că prețurile sunt stabilite totuși de acolo, din Anglia, nu le stabilesc ei. Deci cam asta ar fi situația, să nu se îmbete nimeni cu apă rece, că în România nu mai este disponibil acest campionat pentru multă vreme. Pentru că evident că nu face. Sigur că Digi, care a avut prima scuză de genul nu merită, nu ne scoatem banii, pe evident că nu ți-i scoți. Dar asta și vreau să spun. Tu transmite campionatul de polo și dă volei ăla cu sălile goale, da? Că ăla ți-l permiți. Premier League nu ți-l permiți, tot așa cum nu-ți permiteai nici celelalte campionate. Pentru că nu mi se pare normal să dai 2, 3, 4 milioane de euro pe an ca să transmiți prima ligă franceză și tu să dai meci de volei din Liga 2 feminină cu tribunele goale și să încep transmisia din prima ligă franceză minutul 25, cum făceau ei anul trecut. Deci nu mi se pare normal. Asta înseamnă că tu de fapt nu-ți permiți. Da? Ești atât de prost încât tu nu-ți... Păi atunci lasă-mă alea 2-3 milioane și investește la tine, dă-le oamenilor salarii mai mari, nu-i mai da afară, ai un conținut de programe mai interesant acolo la tine, la documentare, la știri, la ce vreau, și lasă-ne dracului cu campionatele astea, că nu-mi descurca, da? Nu plăti niște bani, ei transmiteau până în acest sezon un singur meci medie din campionatul Franței pe etapă,
plătim sigur o sumă modică, încă o dată spun, 3-4 milioane plăteau pe an pentru ligă, dar chiar și așa, mă, cât poți să fii de prost și de needucat și de neprofesionist să dai asemenea sume, totuși, bă, sunt câteva milioane de euro, ca să nu transmiți nimic, mă. Deci, încă o dată reamintesc, aceste campionate vândute în Occident sunt transmise integral. Deci Canal Plus are sistemul Pay TV și dacă îi spuneam și lui Bogdan Iatan înainte, dacă tu ești fan Stoke City, da, și locuiești la Nantes în Franța, vezi toate cele 38 de meciuri ale lui Stoke City. Așa. Dacă ești abonat la Canal Plus, dobitocule. Înțelegi? Exact, așa e și asta în Statele înseamnă, Unite, bă, exact. Evident, evident, bă, asta Statele este Unite din acest sezon transmit NBC Sports, după ce Fox Sports erau cei care dădeau până în acest sezon. E bine, NBC a anunțat iubitorii fotbalului Premier League din Statele Unite că va face câte un studio separat pentru fiecare meci, vei putea alege ce meci vrei să vezi. Ei vor avea un studio anterior meciului, în pauza meciului și la final de meci. Corect. Pentru analiza partidelor. De asta dai banul, mă, încă o dată spun. Deci cât poți să fii de tâmpit, mă? Deci tu dai niște milioane, bă, de euro. În cazul sigur, ai dat 100 de milioane. Cum să-ți permiți să dai, bă, 2-3 meciuri? Păi, da. Evident că le dai pe toate, mă, e un iure și incredibil, mă. Deci tu știi cum e la Canal Plus? Sunt jurnaliști englezi cumpărați de Canal Plus, care au învățat limba franceză, da, cu 6-7 ore intensiv pe zi și care lucrează numai pentru ei. Deci ei sunt englezi, au învățat franceza, da, pronunță impecabil toate numele englezești, știu tot ce se întâmplă în Anglia și lucrează la Paris pentru Canal Plus ca să poată să transmită, bă, liga engleză. Asta înseamnă, bă, interesul pentru fotbal. Deci au venit, stau cu profesorul de engleză, am auzit eu, sunt englezi 100% și transmit meciurile pentru Canal Plus, meciurile din Anglia, și ele nu sunt transmise de francezi. Da? Asta înseamnă, știi, să bagi un ban și să știi să scoți folos de pe el, bă. Nu să-ți transmită Socol, bă, campionatul. Nu să-ți transmită Socol. Câți abonați au ăia, câți abonați avem nu noi. Nu contează, dar așa se fac abonații, tăticu. Câți bani dau ăia pe abonament? Câți bani, bă, dau românii pe abonament? Uite că-ți spun eu cât dau pe abonament. De la Canal Plus, abonamentul pe an costă 39,90 €. Nu e foarte puțin, să știi. Și 40 de euro, da? Deci 40 de euro nu ești obligat să-i dai. Să nici acolo baba nu merge cu colaci în coadă, în oraș. Da? Ești obligat să dai 40 de euro pentru că, în coadă vă spun, în Franța toată televiziunea este gratuită. Deci ei au 21 de canale pentru care nu se achită niciun leu. Niciodată. Atenție. Au făcut se sau ăla lor această regulă. Deci cum ar veni la noi toate canalele generaliste, toate canalele de informație, canalele de desene animate și de documentare interne, sigur, deci nu National Geographic, nu Discovery, sunt gratuite. Ele se achiziționează o singură dată cu un decodor pe care îl plătești 5 sau 10 euro și pe care îl introduci în televizor, deci o singură dată în viață, și vezi aceste canale fără să fii abonat la nicio societate de cablu. Sunt 21 de posturi. Toate canalele generaliste, da? Plus, am zis, de știri, de documentare interne, de desene animate interne. Deci nu ești obligat, cea mai mare parte a populației nu are canalele astea codate, Bein Sport, Canal Plus și nu știu câte sute de alte canale. Deci pentru alea trebuie să plătești în plus. Dacă ești un consumator obișnuit de televiziune, îți ajunge TF1, France 2, France 3, France 4, France 5, M6, Arte, documentarele astea și canalele de știri. N-ai nevoie să mai prinzi toate canalele, pentru că ai suficient. Asta spune, deci nu ține chestiunea cu câți abonați au ei. Au mulți abonați pentru că au calitate. Da? Și omul se abonează, acum am înțeles că și în Germania, și în Elveția, și în Belgia, și în Italia se pot face abonamente la Canal Plus, deci toate țările astea riverane, dar nu vine nimeni, mă, să plătească în locul tău. Deci aia sunt banii pe care îi dai tu. Atenție! Tu plătești această sumă care este totuși 40 de euro, da, de plătit pe an ca să ai un astfel de abonament. Nu este extrem de ușor. Adică, sigur că te duci și la terase și pe nu știu unde, evident că au toți. Dar să știi că dintre cetățenii normali nu sunt abonați toți la astfel de chestiuni. Deci nu vine nimeni, nu e ca la noi, unde plătești 1,5 lei pe lună să te abonezi la Digi. Dar nu e chiar așa. Dar noi se poate abona oricine la televiziune, la ei nu e chiar stilul ăsta. Ia uite, ofertă de la Arsenal pentru Dembaba, îmi zice cineva, acum 10 minute. Este. Între timp am primit și o veste bună, mă simt într-un fel răzbunat. Sturridge, nesimțitul ăla care a făcut ce a făcut weekendul ăsta, s-a accidentat la călcâie.
Da, e vorba de ce pățește Roy Hodgson înaintea meciurilor de calificare. Are mai mulți. Sturridge este unul dintre ei. Wilshere a ieșit și el pe parcursul meciului dintre Arsenal și Tottenham ieri. Sunt destul de multe absențe pentru Ferguson, pentru Hodgson. Sunt notate astăzi în presa engleză. Într-adevăr, vor fi meciuri complicate pentru ei, dar oricum, să știi, apropo de această ofertă pe care ai pomenit-o cu Dembaba, este vorba de o diferență de cât cere Chelsea pentru Arsenal în cazul în care l-ar ceda, este vorba de un împrumut. Chelsea cere 3 milioane de lire pentru a-i da drumul la Arsenal, iar Arsenal a transmis o ofertă de 1,5 milioane de lire sterline pentru împrumutul pe un sezon al lui Dembaba. Deocamdată Chelsea îl are pe Fernando Torres și îl are pe Samuel Eto'o, jucători care au venit acum. Schürrle este la fel o opțiune ofensivă. A plecat Victor Moses la Liverpool astăzi și el cedat sub formă de împrumut pentru un sezon. Liverpool a anunțat 3 transferuri astăzi. Un împrumut, acesta de care am vorbit, al lui Victor Moses, a mers de la Paris Saint-Germain, Mamadou Sakho, într-un transfer destul de important, 19 milioane de euro plus 4 milioane viitoare bonusuri de performanță pe care Liverpool le-ar mai da. Și mai are pe fundașul central Ilori, venit de la Sporting Lisabona, 7 milioane de euro pentru fundașul de 20 de ani, 3 transferuri anunțate de Liverpool astăzi. Vreau să te întreb înainte de pauză, chiar ați dat 9 milioane jumate pe Kirkeș? Sau e o cifră umflată de Meme Stoica? Nu, este corectă. Da, incredibilă suma, într-adevăr. Crezi că va juca Kirkeș în următoarele 2-3 luni la Tottenham? Va juca în meciurile de cupă, în Cupa Angliei, în Cupa Ligii și în Europa League. Dar să dai 9 milioane de euro pe un jucător care nu-ți va fi de mare folos. Știu unde se face economia, la salariul lui. El vine pe un salariu de 23.000 de lire sterline pe săptămână, în condițiile în care noi avem salarii de vreo 80-90.000 de lire, printre aia mai bine plătiți, se economisește. Se economisește, numai că, sigur că aveai de unde să dai, scoțând banii de pe Bale, dar să cumperi un fundaș de care n-ai absolută nevoie, mi se este pare... Este nevoie, dacă e pentru viitor. Dacă ar fi titular la... Dacă ajunge ca Pantilimon, sigur că l-a jucat la Manchester City. Cred că este cunoscut în Anglia, dar n-a fost de o utilitate uluitoare, după mine, pentru Manchester City. Adică, dacă tu luai un portar de la Crewe Alexandra sau de la Cheltenham în locul lui Pantilimon, era același lucru. Așa e, dar are o diferență. Acolo e vorba de portarul echipei naționale și un tânăr portar, 20 și puțini ani are, Joe Hart, iar la Tottenham vorbim de fundașul central Michael Dawson, care are 29 de ani și ar putea fi înlocuit de Kirkeș într-un viitor mai scurt. Ce întrebare ar fi, are șanse să treacă de statutul de rezervă Kirkeș? Da, are șanse. Are șanse. Sezonul ăsta va fi de adaptare pentru el, în mod clar. Dar vorbim de Michael Dawson, pe care țin să spun că și fanii l-au arătat cu degetul după acest meci pierdut cu Arsenal ieri. O prestație mai puțin convingătoare. Oamenii spun că, într-adevăr, din ceilalți care sunt în așteptare, Ionesca Kabul, pe el cred că știe mai bine Radu, și Kirkeș, care a venit în această vară, ei bine, din ei doi ar trebui să apară omul care să-l înlocuiască pe Dawson, pentru că la 29 de ani, cu tot respectul față de faptul că e capitanul echipei, e un jucător care deocamdată nu poate să ajungă la un nivel mai ridicat și poate cei care sunt în așteptare ar fi un pas înainte. Să vedem ce e și cu Kirkeș. În orice caz, scrocii ăștia de la Steaua au ieșit bine, frate. Au avut culoare bună, au intrat în grupele Champions League, 20 de milioane dintr-un foc. Și au fost relații. Au fost relații, știți că... Da, au mai luat bani pe Rusescu, să nu uităm. Bine, nu acum. Da, știți că ăsta, directorul de fotbal al lui Tottenham, Franco Baldini, se știe cu frații Becali de pe vremea de la AS Roma. El l-a dus pe Chievu la AS Roma când același director of football pe care l-avem noi acum era la AS Roma. Deci Chievu de la Ajax la Roma a plecat sub conducerea aceluiași șef executiv al clubului, cum, care a venit în această vară la noi. Baldini a fost în acea perioadă din 99 până în 2005 la AS Roma, din ce știu eu, iar în această vară a fost adus la insistențele lui Vias Boas, care l-a dorit la echipă de un an, de când a sosit la club. A venit Baldini, s-a rezolvat și discuțiile destul de repede cu frații Becali, însă știți că mai e un detaliu interesant. Frații Becali vreau să-l ducă la Dinamo Moscova, pentru că acolo se pare că
Bănuiesc eu, adică speculăm cât se poate de mărșav. Dar cred că discutai puțin mai relaxat cu Dan Petrescu, cu o parte rusească, cu niște bani, cu cum mai putea să o faci. E, la Londra nu știu dacă s-au căpătuit foarte bine când vine vorba de agenți, nu știu cât de mult au reușit să câștige din această tranzacție, dar ceva îmi spune mie că interesul agenților ar fi fost ca Vlad Kirikeș să ajungă în Rusia, mai degrabă la Dinamo Moscova. Și zici că Hodorogson are probleme. Hai să intrăm un pic și în chestiunea asta cu Anglia. Cu cine joacă Anglia? Urmează meciurile de grupă, două meciuri de calificare pentru ei, destul de importante. Vine meciul cu Ucraina din deplasare. Vorbim de probleme destul de complicate pentru Roy Hodgson, pentru că în grupă nu stau atât de grozav. Muntenegru va fi un meci decisiv pe teren propriu, după ce n-au reușit să-i bată acasă la ei pe muntenegreni. Acum vor avea probleme pe teren propriu, pe Wembley ar trebui să-i bată pentru calificare. În rest și polonezii vor veni pe Wembley, cu ucrainienii este acum o deplasare și cu Moldova. Mai avem meciul pe care îl vor juca tot pe Wembley, după ce pe moldovenii au bătut 5-0 în deplasare. Deci nu știu ce să spun legat de problemele pe care le are și ce rezultate ar putea să scoată, dar deocamdată englezii sunt încrezători. Știți că s-au pus, adică nu s-au pus în vânzare, dar se fac deja înscrieri pentru a cumpăra bilete la Cupa Mondială. S-a dat drumul la înscrieri, oamenii se pun pe listă și se pare că mai bine de 25% din cei înscriși până acum sunt din Anglia. Oamenii încă sunt convinși că echipa lor națională va merge acolo. S-au înscris pe această listă, iar în octombrie vor fi primii oameni extrași pentru a primi drepturi de cumpărare a biletelor la Cupa Mondială. Chestia este că nici până în octombrie nu cred că știm deocamdată care sunt echipele calificate. Dar oamenii se înscriu, vor să meargă acolo și noi am mai auzit de multe ori povestea asta cu unele țări care fac rău dacă nu se califică, eu știu, financiar competiții. Anglia ar fi una dintre ele. Da, numai că pe selecționat asta Angliei nu se bazează nimeni, nici măcar englezii, la turneele finale n-ajung. Foarte departe, odată la 30 de ani reușesc să treacă și ei, să iasă din grupe. Eventual, dacă vorbim despre Cupa Mondială, să ajungă în sferturi. Dar mai departe nu trec. No, sunt vai mama lor. Arată foarte bine o atmosferă pe Wembley, publicul care se prezintă la meci, Anglia ca și țară, știu, civilizație, faptul că au tradiție în fotbal, dar când vine vorba de ce pot să arate pe teren sau ce pot să prezinte la un turneu final, englezii sunt de multă vreme la capitolul și alții sau și altele. Nu cred că mai sunt dintre cei care ar avea pretenții, apar mult mai bine alții. Nemții sunt clar peste ei, spaniolii nu mai vorbim, sunt naționale care joacă un fotbal mai atractiv, cum, eu știu, care au scăpat de stilul ăsta prăfuit pe care îl vedem la naționala Angliei, este Roy Hodgson. N-avem ce să zicem mai mult. Da, pe undeva cred că e și eu, a devenit naționala în raport cu ceea ce înseamnă această industrie a campionatului intern, până la urmă, o socoteală doar de statistică, așa, de standing. Adică, bă, să păstrăm, e un fel de ceai de la ora 5, așa. Dar altfel n-are, nu mai are impactul necesar, pentru că tu vezi campionatul tot timpul, fotbaliștii ăștia străini au fost asimilați, Morișca asta din Premier League funcționează la nivelul ăsta tocmai pentru că este deschisă întregii planete, toată planeta contribuie la dezvoltarea campionatului Angliei. Naționala nu mai este o miză. Gândește-te, jucătorii iau niște prime ridicole în comparație cu ce se câștigă la club, da? Toate astea până la urmă au sugrumat pasiunea aia și efervescența aia care exista pentru echipele naționale în anii 80, da? S-a dus. Pentru că atunci era un fotbal cu doi străini într-o echipă sau cu trei, da? Fotbalul era mult mai searbăd, se transmitea un meci maximum pe etapă într-un campionat de stat civilizat, chiar și în Occident era televizat decât maximum meci pe etapă în vremea respectivă, era cu totul altceva. Astăzi nu mai există, să știi, nu mai există determinarea și voința jucătorului atât de mare să se ducă la națională. Sigur că nici nu mai sunt fotbaliștii ăia din motivele pe care tocmai le-am explicat. Atât timp cât tu poți să aduci fotbaliști din toată lumea să joace în campionat, dezvoltându-l practic așa, dar tu ne pierzi, de la moment pierzi de fapt nimic. Singurul scop final al fotbalului este să genereze bani. Pentru că generând bani,
satisface în jurul lui o mare masă de oameni, tot mai mare, da? Asta cu spectacol, spectacolul n-a existat în fotbal niciodată. E un cuvânt care nu se potrivește. Asta e la circ, spectacolul. Fotbaliștii nu fac spectacol. Și dacă trage unul în transversală, e spectacol. Spectacol a fost în fotbal dacă vedeai numai foarfecă, dacă vedeai, ce știu eu, dribling-uri de alea cu capul, da, șuturi, folia seca de la jumătatea, așa ceva nu există în fotbal. Fotbalul este o meserie pe care oamenii încearcă să o practice, cei mai mulți dintre ei nu sunt pregătiți pentru a o practica, da? Și atunci ei au dezvoltat această, într-adevăr, această megalomanie care este campionatul de prima divizie în detrimentul tuturor celorlalte acțiuni, printre care și echipa națională, da? Tocmai pentru că au un campionat de stilul ăsta, nu mai au de unde să apară jucătorii care să țină echipa națională. Nu mai sunt un Keegan, un Mariner, un Brian Robson, naționala Angliei cu Barnes, cu aia, îi ții minte, în anii 80, da? Cu ăla, cu Shilton în poartă și așa mai. Nu mai are Anglia jucătorii ăia, pentru că nu mai au de unde să apară. Astăzi îi aduci din toată lumea. Nu te mai gândești, bă, dar stai puțin, englezul, nord-irlandezul, scoțianul, ăștia să vină să joace. Nu, tată, nu mai joacă ăștia, pentru că din punct de vedere al valorii sunt alții peste ei. Și atunci sigur că aduci fotbaliști, sau cum ziceai tu înainte, poate nu sunt peste ei, dar te găsești economic mai bine în planurile tale cu unul pe care l-aduci din... De asta au invadat, uite, avem un contraexemplu și în Franța, care va ajunge în curând, de fapt a și ajuns, un campionat de mâna a doua, la ei este invers decât la englezi, în sensul în care toate ieftiniturile astea din Europa își găsesc un loc acolo, din punct de vedere economic, pentru că până la urmă doar asta contează, da? Tu îl iei pe Dan Nistor de la Pandurii. Completezi lotul. Dacă Nistor, sigur, dacă Nistor nu face nimic, tu nu pierzi absolut nimic, pentru că doar din rulajul lui e ok cu cât îl plătești, da? Dacă aduci un jucător plătit cu 15 milioane transferul și îi dai 5 milioane pe an și ăla se rupe după 2-3 luni și nu-ți mai joacă, ești în faliment. Da? Au făcut cluburi din Franța chestiuni de genul ăsta și astăzi sunt în faliment. Sau s-au deschis un stadion cu niște bani uriași și n-au putut să-l umple, n-au generat fonduri. Deci până la urmă asta e. Și în Anglia este exact invers. Atâta timp cât această mașinărie incredibilă funcționează, pe ei nu-i mai interesează că echipa națională are de unde să-și tragă seva sau nu mai are. Da, ce importanță are? Și sigur că atunci te uiți la naționala prăfuită a Angliei, dar n-ai aceeași impresie când te uiți la campionat. Da? No. Pentru că acolo, într-adevăr, se joacă de la o poartă la alta, era și o caricatură în echipă zilele trecute, exact ca la terenul de ping-pong, te uiți la Premier League. Da? Deci te miști cu capul dintr-o parte într-alta, uite așa. E, ritmul ăsta, care într-adevăr există și care este supersonic în comparație cu alte campionate, trebuia să existe până la urmă și o plată undeva. Puteai să le faci pe toate, adică să ai și cea mai bună națională din lume și să ai și cel mai tare campionat. Ar fi fost imposibil. Cum să iasă toți jucătorii ăștia să-ți creezi o națională când la tine sunt mai mulți străini decât în oricare altă parte? Nici n-avea o logică. Adică Arsenal sau Chelsea sau ăștia care nu jucau cu niciun englez la un moment dat, o făceau pentru că dădeau randament așa. Se băteau să câștige. Dacă n-ar fi dat randament și nu se băteau pentru Liga Campionilor, sigur că n-ar fi avut 15 străini în lot. E evident că nu. Dar dacă lucrurile mergeau așa, înseamnă că economic cel puțin, dacă nu și la alte capitole, le ieșea. Ia uite, ofertă de 55 de milioane din partea lui Real pentru Suarez. Rejected. Da, ar fi extraordinar, dar nu cred că se mai întâmplă acum. Astăzi a fost prezentarea lui Gareth Bale la Real Madrid. Nu cred că mai vedem o ofertă transmisă pentru Suarez acum. Nici nu cred că Liverpool i-ar da drumul. A fost foarte vehemenți în această vară, l-au și pedepsit, l-a și exclus din lot Brendan Rodgers, l-a trimis să se antreneze singur, omul a venit și a cerut scuze după aia când adevăr n-a procedat bine, au știut să fie și foarte tari pe poziție, bravo lor, au gestionat mai bine decât am gestionat noi, sau nici nu pot să-mi dau seama dacă e într-adevăr o gestiune proastă. S-au luat 100 de milioane de euro pentru un jucător, sunt mulți care iau la mișto această tranzacție sau iau la mișto clubul Tottenham pentru faptul
faptul că a plecat Bale. Sunt 100 de milioane de euro, sunt bani buni. Mai departe de atât să vedem dacă vom și reuși să înlocuim cu ce am adus în vara asta. Dar dintre cei trei mari care erau vehiculați cu posibilitatea transferului în această vară, Suarez, Rooney și Bale, singurul care a plecat deocamdată este jucătorul lui Tottenham. Și din punctul ăsta de vedere, ceilalți poate că ar merita felicitați pentru modul în care au gestionat relația cu jucătorul. Rooney este accidentat, este unul dintre alți jucători indisponibili pentru Roy Hodgson. L-a pocnit la antrenament unul în cap, i-a spart capul, a fost dus la spital, a trebuit să fie cusut și va fi o perioadă de câteva săptămâni indisponibil. Așadar, Rooney a fost o absență importantă la meciul cu Liverpool și cred eu că a contat destul de mult. Liverpool oricum, uite mă, ne-am adunat într-un scenariu absolut incredibil. Ne adunăm astăzi, revenim în formula asta într-un weekend, după un weekend în care Tottenham a pierdut, United a pierdut, OM a pierdut, Lyon a pierdut în acest weekend. Absolut tenebroasă întâlnirea noastră. Acum n-am înțeles, da. Ce a fost asta, o aluzie la corespondentul? Stai puțin că suntem totuși oameni hârșiți. Știm foarte bine că în fotbal e ca la ziar. Nu treci dintr-un succes decât pe o zi pe alta. Fotbalul nu poți să stai numai în victorii. Decât dacă ești fanul lui Barcelona sau lui Bayern München. Dar și acolo, iată că sunt momente când mai dai rateuri. Dintre astea totalmente neprevăzute, de exemplu să fi fost suporterul lui Bayern și să fi pierdut Supercupa cu Dortmund sau să fi făcut 1-1 la Freiburg, nu era extraordinar. Da? Chiar și suporterul lui Michael Schumacher de-ai fi fost, la un moment dat, uite că Michael Schumacher n-a mai câștigat. A ajuns chiar să se facă de râs, vă reamintesc, în Formula 1. Deci nu există chestiunea asta. Știm foarte bine, am trecut prin toate stările în această viață, deci o înfrângere sau 10 înfrângeri nu schimbă cu nimic datele problemei. Atâta doar că uneori, într-adevăr, când te obișnuiești cu gustul victoriei, e un pic mai adâncă această cădere. Dar tu știi că se va întâmpla. Că nu făceam iluzii că dacă am câștigat primele 3 etape și am avut 1-0 la pauză în etapa 4-a, o să câștigăm în toate meciurile din campionat. Nu făceam iluzii. Mă deranjează faptul că acum sigur știam și eu chestiunea asta, că am fost la 45 de minute de a petrece 2 săptămâni pe primul loc în clasa mega. Acum e pauza asta de 2 săptămâni. Așa. Știi că pică prost să iei bătaie înainte de a... Am studiat asta din timp. Dar știam că lucrurile se vor precipita la un moment dat. La fel și voi. Gareth Bale stătea cu șoldurile la soare în Marbella și pe voi vă băteau rivali în campionat. Sigur că e o tâmpenie. Da, lucrurile așa se întâmplă. Asta e fotbalul, n-ai cum să le rezolvi pe toate. Sunt însă și weekenduri în care ești în al nouălea cer. Da? Sunt și momente în care, uite, când a scăpat, de exemplu, Yata Barré de la centrul terenului, minutul 75 la PSG cu Guingamp, 0-0 e scorul, minutul 75 scapă unul de la Guingamp, de la centrul terenului cu portarul. Se duce, e interminabilă cursa aia, te poți gândi la orice. Intră în careu și trage ca bou în sirigul. Da, s-a terminat, în momentul ăla eu știu că a căzut Chandramama. Dacă el marchează acolo, ar fi fost un weekend fabulos. Și PSG-ul probabil n-ar fi câștigat acasă cu Guingamp, după ce n-a câștigat nici cu Ajaxio. Vă amintesc că ar fi avut 2 meciuri acasă cu 2 echipe de ultimă speță pe care să nu le fi bătut. Vedeți seama ce scandal e așa. Da, îmi dau seama, exact așa a scăpat. Asta e viața. Tony Aluco de la Hull City a scăpat la fel cu Manchester City. S-a dus ca prostul, trage pe lângă poartă, scorul e 0-0. Sigur. Se încheie 2-0 pentru Manchester City. Am auzit că Hull a fi fost, am văzut la francezi, că Hull a fi fost excelent în câmp. Fabulos. Da, și că nu merita nici de cum să fie. Guingamp a fost bătută la Paris Saint-Germain. Atenție, Guingamp are cel mai mic buget din ligă, undeva pe la 15 milioane de euro bugetul, iar Paris Saint-Germain e la 400 de milioane. I-a fost 0-0 până în minutul 91, când a marcat boul ăla de Rabiot cu genunchiul la o minge respinsă de portarul lui Guingamp după lovitură liberă. Și cu genunchiul, bă, cu, de fapt nici nu cu genunchiul, cu partea de sus a tibiei. A reluat-o de la 2 metri, după ce până atunci Rabiot a intrase prin minutul 80, făcuse toate alegerile proaste posibile. Deci nimic nu ieșise. Dar un tineret de 18 ani i-a salvat pe dita mai vedetele
din campionatul Italiei. 9 jucători din 11 în echipa de start au jucat în Calcio la PSG. După care, sigur, a marcat și Ibrahimovic în minutul 93. Deci când s-a intrat în prelungirile meciului era 0-0. S-a terminat 2-0. După ce în coată, spun, ia Tabaré ăla a scăpat golgheterul lui Guingamp, vârful lor. A scăpat minutul 75 de la centrul terenului, singur cu mingea, a intrat în careu și a dat cabou, tare, adevărat, exact în portar. Și n-au nici un pic de luciditate, un lob ceva, să-și bată joc de el, nu știu, să găsească un om pe acolo. Era gata, tata, 0-1, minutul 75. Îți spun eu că mai mult de egal nu mai puteau să scoată. Hai să ne oprim pentru publicitate și să ne întoarcem să vă povestesc ce mișcări s-ar mai putea face la echipele mari din Anglia acum în ultimele ore. Între timp l-a luat și Moise pe Herrera, ăsta e mijlocaș central de la Bilbao, parcă era. Nu e încă luat, dar nu e departe. Se pare că a semnat anunța ăștia de la Sky. Păi, deocamdată se vorbea despre faptul că trebuie să plătească ăștia exact clauza de reziliere, că aia de la Bilbao nu accepta o sumă mai mică. Se pare că erau gata să dea 30,5 milioane de lire sterline pentru Herrera și mai sunt încă doi jucători pe care i-ar viza. Se dau 36. Da, mai caută oricum United să mai aducă ceva astăzi. Ar fi vorba de Fellaini de la Everton. Eu pe ăla chiar îl vreau, aș vrea să-l văd. Pentru părul lui, cred, în special. Nu, lasă că e foarte bun. E bun, oricum. Să vedem dacă vor reuși să-l aducă. Leighton Baines se pare că a căzut. Evra răsuflă ușurat. Ăla, dacă venea, Evra s-a terminat cu povestea cu el. Baines era cu adevărat senzațional, dar se pare că va rămâne în continuare la Everton. Astea sunt variantele pentru United, deși Mesut Ozil apăruse ca și variantă. Trebuie să spunem că Ozil este aproape de un transfer la Arsenal. Din ceea ce transmis cei de la Bild, ne-au spus până și numele medicului care face vizita medicală a lui Mesut Ozil în München, acolo unde el este prezent pentru naționala Germaniei. Se pare că acolo se face vizita medicală. Pentru Arsenal se vor transmite rezultatele vizitei medicale. Avem, cum ziceam, de la Bild și numele acelui doctor care face vizita medicală a lui Mesut Ozil. A într-adevăr aproape și ar fi un transfer foarte mare. Doctorul Müller Wolfart este cel care face vizita medicală, dar ar fi un transfer record. Sunt 50 de milioane de euro transmise de Arsenal pentru Mesut Ozil, un jucător la 24 de ani care ar fi cu adevărat de clasă excepțională pentru Arsenal. Dacă le este transferul ăsta, s-au terminat cu miștourile pentru perioada slabă de transferuri pe care au avut-o în această vară și să vedem dacă se va și oficializa. Deocamdată aici suntem cu un transfer foarte aproape pentru Arsenal, dar nu tocmai realizat. La Chelsea vă spuneam că sunt mai multe plecările sau mai multe variantele de plecare. A plecat Moses, ar putea să plece Dembaba astăzi. Sunt jucători de care se mai scapă sau pe care îi trimit sub formă de împrumut pentru că nu mai au loc în trupa lui Mourinho. Arsenal ar mai căuta și se pare că ar mai fi vorba de un portar de la Palermo ce ar putea să ajungă la ei. Astăzi ar oficializa Viviani, din ce știu eu, de la Palermo. Ar fi făcut și el vizita medicală la Londra. Căuta un portar, dacă nu titular, măcar variantă solidă pentru Szczesny. Și cam astea ar fi, să zicem, marile mutări făcute de Liverpool. V-am povestit, Tottenham, nu știu dacă va mai muta ceva astăzi. Deocamdată este clubul care a cumpărat cel mai mult în această vară. A trecut de 100 de milioane de lire sterline la transferuri făcute în această vară. 7 sosiri. Nu știu sigur dacă vom mai adăuga ceva astăzi. Plecări s-ar mai putea să vedem, pentru că sunt jucători care ar putea să fie cedați sub formă de împrumut. Deocamdată suntem doar la capitolul de zvonuri. Aș nota un transfer în Liga, acolo unde a plecat de la Southampton un atacant la Sochaux. Este vorba de Emanuel Maiuca, pleacă la Sochaux, împrumut un sezon de la Southampton și în rest, ce să spun, sunt mai multe lucruri care se pot concretiza până de seară. Ora 23, ora Angliei, este ora limită de transferuri. Da, pentru că e 24 ora Europei de Vest, cum ar veni Europei Centrale, de fapt. Așa e. Văd că și Plazil, care era Dumnezeu la Bordeaux, a fost împrumutat, aparent fără nicio justificare, fără opțiune de cumpărare, la Catania.
Pe nimic. Așa. Pe nimic, deși pe el vrea Fiorentina. Ok, am înțeles, de exemplu, Ghilavoghi, jucător de echipa națională, mijlocaș defensiv la Saint-Étienne, a plecat la Atletico Madrid pe 10 milioane de euro. Asta da, e perfect. Dar să-l dai pe Plazil, adevărat, 31 de ani, la Catania, împrumut, fără să iei niciun ban, ok, plătesc aia salariu și poate i-au dat lui Bordeaux vreo 200-300 de mii de euro, dar mai mult nu se dă până împrumut la un jucător de 31 de ani. Este absolut o idioțenie. Sigur că el nu mai vroia. Ok, așa da seama că Bordeaux e o echipă de locul 15, campionatul ăsta. Dar chiar și așa, Plazil a stat la Bordeaux câțiva ani, a fost Dumnezeu echipei și în fiecare ediție, el păstrând proporțiile așa, e un fel de Hamsik la Napoli. Adică era omul care făcea tot jocul lui Bordeaux. Hamsik este, după părerea mea, în momentul de față, ce Ribery, mă, ce Messi, ce Cristiano. Este Dumnezeu fotbalului european. El este cam cum era Bale la Tottenham, da. Se poate spune chestiunea asta. Și la nivelul ăla, pentru clubul lui. Nu zic acum că dacă îl duci pe Hamsik mâine la Schalke 04, face treabă. Nu, eu spun ce înseamnă el pentru Napoli. Cel Hamsik este în topul primilor 10 jucători din istoria lui Napoli. Deci din toată istoria clubului, un fotbalist de care n-a auzit nimeni până atunci și care nu reprezintă nimic la naționala lui. Bun, joacă la Slovacia, a ieșit din grupe la campionatul mondial, sigur. A bătut Italia. Dar, bă, e nimeni altfel. Deci este un Alexandru Maxim. Cum ar fi ca Alexandru Maxim, cum dracul cheamă, să fie numărul 1 în campionatul lui? Deci Hamsik este numărul 1 în campionatul Italiei. Este cel mai bun jucător din campionatul Italiei în momentul de față. E incredibil această chestiune. Cum a reușit Napoli, că să nu spui că Reina, Wout, Benitez și mai sunt câțiva, Higuain, mă rog, a fost adus acum, e bun, dar de-abia a venit. Deci după ce au pierdut jucători de tipul Laveții, că era Dumnezeu vorba lui Andy, să deschideau pizzeriile noaptea pentru el, Cavani, a fost după Maradona, el vine în istoria lui Napoli. Așa, ai pierdut jucătorii ăștia și stai în Hamsik, mă, și iei titlu în Italia, mă. Deci toți observatorii care știu fotbal, nu proștii, îți spun, dacă te duci să întrebi acum, că Napoli câștigă titlul anul ăsta în Italia. Bă, pentru Hamsik, mă, tată. Deci este incredibil, bă, ca un slovac. Da, nu știu, Napoli este principala favorită, am văzut și la pariuri, la italieni. Milan și Juventus. Juventus e bună, da. Juventus e bună, Milan nu reprezintă nimic în momentul de față. Juventus, s-a da. S-a întors Kaká, ai văzut? Da, am văzut. S-a întors Kaká, da, cu un salariu de două ori mai mic decât la Real Madrid. Și gratis, după da, banii și care i-au încasat. Exact, 64 de milioane au luat pe el și s-a dus. L-a venit pentru o muiere, ce știu, e un capriciu de ăsta, nu-l mai interesează. Milan oricum n-are față de... Între Juventus și Napoli, sigur, se va da bătălia pentru titlu, chiar și cu Rafa Benitez, să știi. Dacă ai o echipă publică la Napoli, auzi ce strigă Benitez în teren, când urlă ăia acolo, nu se pune problema. Ce nu există. Benitez să-l dau ăia la o parte și joacă ei oricum. Deci Napoli, în momentul de față, trăiește din acest fotbalism. Este monumental. O să-l vedem etapă de etapă, o să tot auzim despre el. Deocamdată în primele două etape a marcat 7 goluri Napoli. Și n-ai pomenit despre mutarea lui Amalfitano în Premier League, da. Și el a luat sub formă de împrumut. Sub formă de împrumut, da, bine, Amalfitano are pe fratele lui care joacă în Anglia, asta prima chestiune. S-a dus acolo, am înțeles că i-au dat ea un bonus, de aia s-a și înțeles cu ei până la urmă, mai mult decât s-a câștigat la OM, cu puțin, dar mai mult oricum, și nu are absolut nimic de pierdut. E împrumutat cu opțiune de cumpărare, el nu mai avea foarte mult, pentru că la sfârșitul acestui sezon mai are doar un an cu OM. Deci oricum ar fi fost deja o chestiune vara viitoare să-l dea, probabil. Și a treia chestiune foarte importantă, el a venit gratis la Marseille. Deci clubul l-a împrumutat, n-are nimic de pierdut, ba chiar de câștigat, pentru că a fixat o opțiune de cumpărare nu enormă, undeva am înțeles pe la 2 milioane jumate de euro. E opțiunea. Da, dacă îl dăm pe 2 ani, pe 2 milioane jumate, el nejucând în al doilea an, nu mi se pare o înfrângere. Sigur că era bun ca rezervă la OM, pentru că noi nu mai avem rezerve plecând toată lumea așa încet, încet. Toți ducându-se acum în ultima zi de mercato, a plecat și Kadir la Rennes, a plecat, ăștia erau jucători care nu erau titulari. Dar dacă ți se accidentează doi sau ai doi suspendați, sunt utili. Știi? Numai că
aici e o chestiune ca asta la noi cu Roșia Montana. Nu o să o rezolvi niciodată. Ambele părți au dreptate. Așa și aici. Tu nu poți să obligi un jucător de un anumit standing. Amalfitanu totuși a fost selecționat la național, a jucat pentru naționala Franței într-un meci contra Germaniei, la Bremen, de exemplu. Deci nu e chiar nimeni în drum. E greu să-i spui unui astfel de jucător, bă, tu ești rezervă tot sezonul și dacă ăia care joacă pe postul tău n-au nicio problemă, tu nu intri niciodată mai mult de 10-15 minute. Știi? Sigur că dacă ăla se accidentează, cum a fost ieri Diawara în minutul 5, aici accidentat, a intrat Mendes, care a dat și golul. Dar Mendes, dacă Diawara nu se accidentează, nu juca tot sezonul ăsta niciun meci. Înțelegi? E complicat să faci chestiunea asta, pentru că la un idiot de tipul lui Bob, eu vorbesc acum pentru OM, nu zic pentru alte cluburi, el nu schimbă niciodată. Deci el dacă are echipa tip, da, pe care și-o face la începutul sezonului, ca orice bou, și joacă numai aia 11, 38 de etape, dacă n-au accidentări și suspendări, el are nevoie de rezerve, pentru că Bob, cei care urmăresc campionatul Franței știu, nu face niciodată 3 schimbări. Deci aseară, de exemplu, ca să vedeți într-un meci cu Monaco, totuși un meci capital, una dintre echipele cele mai importante ale campionatului, n-a schimbat pe nimeni până în minutul 86. Da? Și aia. Bun, a făcut o schimbare în minutul 5, că s-a accidentat ăla, dar dacă nu era această schimbare, nu schimba pe nimeni până în minutul 86. Este de neimaginat cum o echipă acasă, condusă, egalată în minutul 47, condusă din minutul 78, nu face nicio schimbare timp de 86 de minute, acele schimbări fiind totalmente inutile. Deci cei care au intrat nici n-au atins mingea, că mai aveau când, practic. El așa a făcut și etapa trecută la Valenciennes, l-a băgat, de exemplu, pe Jordan, aiu minutul 90. Ce să facă ăla în minutul 90? În etapa asta a intrat în minutul 87, aiu. În etapa a doua n-a jucat deloc și în prima etapă la Guingamp l-a băgat după minutul 70 când era 3-1. Deja era meciul rezolvat. Deci sigur că un astfel de jucător, Amalfitanu și Kadir, sunt în aceeași situație. Nu le poți spune, vă, tată, stați rezerve tot sezonul ăsta, vă bagă când o să aibă el chef. Bob nici măcar nu știe să tragă de timp. Deci el face aceste schimbări doar așa. Pur și simplu ca să nu zică lumea că n-a făcut. El nu le face să tragă de timp. Ce tragi de timp când ești condus acasă cu 2-1, tu schimbi în minutul 85? Păi trebuie să fii bou, mă. Primul rând că îți trece din timpul tău în minutul ăla. Nu mai schimbă, dacă ai minte. În minutul 85 nu mai faci schimbări acasă când ești condus cu 2-1. Încerci să câștigi orice secundă, nu să pierzi secunde schimbând jucători. Da? Faci schimbările la minutul 70, minutul 75, bun, ai luat golul în minutul 79, le faci în minutul 81, cel mai târziu, să-i mai dai măcar 10 minute, să știi, cu prelungirile 15, am timp să mă bag peste ei, nu mă mai uit la ceas, nu mă mai uit la schimbări. El a făcut două schimbări, ce e aia? În minutul 85, minutul 87, ce să facă aia? Intrând în Iureșul ăla, în minutul... n-ai ce să faci, Messi să fii fost, nici n-atingeai mingea. Deci sunt aiurea. De asta pleacă unii fotbaliști și asta spun, e o situație de nerezolvat. Ăla s-a dus, săracul Amalfitanu acolo, a văzut și meciul cu Swansea în tribună, probabil și-a dat seama că mare brânză nu-i de West Bromwich sezonul ăsta, și va fi un fel de NBA la Queen's Park Rangers. Nu va face nimic, bineînțeles, la aia, dar ei au promis că va juca la West Bromwich și că îi vor da un post în spatele atacantului sau în spatele atacanților undeva, unde el, săracul, n-a apucat să joace la OM niciodată, că el juca în bandă, unde nu se pricepe. Între timp au revenit cei de la Sky și ne anunță că nu e o certitudine nici transferul lui Herrera. Deocamdată Herrera, Baines și Fellaini, nu. Păi spuneam că încă se negociază. Ni s-a explicat de azi dimineață, au avut ăștia de la Sky în studio un agent de jucători și încereau ăluia să le explice cum sunt procedurile. Ăla le spunea foarte clar: astăzi nu se mai discută foarte multe. Astăzi este vremea pentru vizite medicale, pentru semnături și la revedere. Nu mai e vreme să mai discuți foarte mult. Și mai spunea omul respectiv că mi se pare amuzant faptul că oamenii cred că astăzi se rezolvă lucruri. Nu, discuțiile se poartă de luni de zile. Interesul cluburilor apare cu luni de zile înainte, iar astăzi sunt doar finalizări ale discuțiilor pe care le-am avut de-a lungul lunilor precedente. Asta e adevărat, dar să știi că întotdeauna, știi și tu, cohorta de agenți și sfătuitori, care știind că este ultima zi, încearcă să mai profite. Tu mă uite, de exemplu, ce zice Andy cu Herrera. Am citit astăzi dimineața în L'Équipe că Bilbao consideră că nu e transferabil. Și uite, tocmai, în ultima zi se poate întâmpla orice.
Deci ești netransferabil și te transferi, ai stabilit ceva și se încalcă tot ce ai stabilit până atunci când îți vine un măcelar de ăsta, consilier, și mai cere ăla 15 milioane în ultima zi. Știi? Așa se întâmplă. Mai vrea un comision și Mandea, mai vrea și Tandea, mai vrea... Deci fiecare asta face. Ultima zi este lamentabilă. Dacă ești deștept și reușești să scapi de ea, e colosal. Să te uiți doar la alții. Asta e splendid în ultima zi. Dar să nu fii implicat. Pentru că ai de mișcat hârtiile într-o parte, într-alta, trebuie să te duci după jucător, trebuie să-l aduci, trebuie să... Sunt multe de făcut. Nu, dar e incredibil. Eu țin minte ultima zi a anului trecut. Mă bucur că nu suntem astăzi în situația de a fi disperați după jucători în ultima zi. Vara trecută, țineți bine minte, l-am adus pe Loris în ultima zi. E sigur. L-am adus pe Clint Dempsey în aceeași zi. Dempsey ăla era dimineață la Aston Villa, după masă la Liverpool și seara semnase cu noi. Da, băi, asta spun. Așa e, așa e. În ultima zi e incredibil. Păi dar sunt jucători care făceau deplasările pentru nimic. Au fost situații. Plecai în Anglia și te întorceai, că nu-ți băteai palma cu aia, și spre seară îi primeai un telefon că e ok și nu mai aveai timp să ajungi. Să da, te mai duci încă o dată. Au fost cazuri în Franța, nenumărate. Da? Cu oameni dintre ăștia. Care se duceau dimineața, stăteau 2-3 ore la negocieri, cădea, dădeau telefon acasă. Vino de rât. Ziceau ăștia, dă-i dracului, nu ne-am înțeles nici noi cu ei. Te întorceai cu un avion, spuneau ei la dispoziție, și spre seară primeau un telefon că dacă mai aveți timp să ajungeți, că e ok. Am deține bine minte situația lui Berbatov. Pe ăla îl așteptau ăia în Italia la aeroport. El plecase de la baza lui United la aeroport să plece spre Italia. Stăteau oamenii la aeroport și aflaseră între timp că nu mai vine ăla cu avionul, că plecase înapoi în Anglia, de fapt plecase spre Londra pentru a semna cu Fulham. Ăla un nesimțit, evident. Bineînțeles, auzi că îl dau în judecată, că luaseră biletele de avion deja pentru el și pentru agentul lui. Măcar ea nu, îi poți anunța, ce e așa de complicat. Dom'le, nu mai vin, m-am răzgândit. Da, e incredibil. Dar asta se întâmplă. Lași oamenii să aștepte la aeroport cu orele. Da, sau Peter Odemwingie, acum în ianuarie, în ultima zi. Pleacă și el ca prostul de la Birmingham în Londra să semneze cu Queen's Park Rangers. Ajunge acolo, prostul află abia atunci că cluburile nu s-au înțeles. El dă declarații în fața clubului Queen's Park Rangers vorbind despre noua provocare din cariera lui. Este incredibil. Odemwingie și acum e scos pe tarabă. La Cardiff, da. Se pare că a făcut și vizita medicală astăzi, dar a fost ceva colosal ce s-a întâmplat în ianuarie. El ajungând acolo, dând interviuri și neștiind că cluburile nu s-au înțeles. Ăia de la Queen's Park nu i-au mai deschis ușile, de teamă că ăia de la West Bromwich o să facă plângere că i-au contactat jucătorul fără acordul clubului. Deci este ceva incredibil. Se poate întâmpla. Avem și o certitudine, m-am adus acolo ăsta, a plecat de la Parisien și ajunge la Ruzelful. Da, la Liverpool, mai Ruzelful, dar v-au bătut, este Winnerful. În weekendul ăsta au tras-o. Lasă că am mai pierdut cu ei meciuri și în era Ferguson. Se pare că au început bine sezonul ăsta. 3 meciuri, 3 victorii. Da, era și greu după 20 de ani de eșecuri să nu începi odată bine. Era chiar imposibil. Cred că și viitorul scornicești. Vorbesc după moartea lui Nea Nicu, evident, și dacă ar fi fost repus în drepturi, uite cum e Botoșani acum, tot ar fi prins un sezon dintre ăsta. Asta nu e mare lucru, că Liverpool a început și ea odată bine campionatul în 20 de ani. Dacă i-am tot auzit pe unii, bă, era normal, tată, ce vrei? Păi amintește-ți... cu 1-0. Ok, amintește-ți că și West Bromwich Albion se bătea la campionat anul trecut. N-a stat acolo în față nu știu câte etape. Da. Păi aia zic. Și știu că ne ziceai tu că jucau bine, că nu știu ce. Da, și au terminat în primii 10. Da, sunt surprize de genul ăsta. Dar sigur, Liverpool e echipă probabil de locul 14. Dar a început sezonul ăsta bine. Mai ce vrei? Pe toate celelalte le-a început prost. Da? Era normal să se întâmple odată și așa. Și să nu vrei și să întâmple odată. Nu mai avem timp, oricum o să mai povestim și mâine, să vedem ce lovituri s-au mai dat, dar ne reauzim mâine și povestim mai multe. Mai sunt 8 ore oricum și se închide și fereastra asta a transferurilor.